Salutare! Deschid vlogul de astăzi așa brusc și direct. Fără să am vreo intenție să fac vlog. Am tăiat pentru că am zis vlog mai devreme. Pentru că am niște chestii săptămâna asta, de fapt și sfârșitul ăsta de săptămână, să vi-l arăt. Este vinerea astăzi când filmez, 16 septembrie. Și primul lucru pe care vreau să fac este să deschid cadoul pe care l-am primit de la Paul, pentru că a ajuns, a fost comandat online și a ajuns o săptămână, mă rog, aproape 10 zile mai târziu. Trebuie să fac asta, deci trebuie să rămână în analele viitorului, trecutului, YouTube-ului, cum vreți voi, acest lucru. Deci, uitați. Știți obsesia mea pentru Gaga, știți obsesia mea pentru muzica ei, pentru tot ce face, știți deja, dacă nu știți, vă invit să vedeți vlogul pe care l-am făcut din Londra, pentru că am fost la concert, oh my god. Și mi-am dorit foarte tare să am viniluri. Când am fost la concert, am sperat că la mărciurile de acolo o să găsesc muzica, CD-uri, viniluri, casete și așa mai departe. Nu erau, erau doar tricouri, cel puțin în Londra n-au fost decât tricouri. Așa că acum am făcut comandă, mă rog, acum, înainte de ziua mea am făcut comandă pe site-ul, pe shop-ul ei și au ajuns astăzi, ceea ce mi se pare incredibil. Au venit în 10 zile din America, e super. Și am vrut neapărat viniluri, deși am casetofon și încă nu am pick-up, dar am vrut super, super mult viniluri pentru că mi se par că sunt mult mai calitative, dacă pot să zic așa, în sensul în care rezistă mai bine în timp. Există această vorbă cum că vinilurile sunt net superioare, sunetul de pe vinil este net superior față de orice altceva, așa că I need this in my life. Și este, stați că vorbesc, încă nu i-am scos folia țipla, ăsta este albumul Chromatica, este ultimul pe care l-a scos. Și ăsta este un Deluxe Edition, adică este o variantă deluxe, cum zic ei, limitată, în care se găsește un vinil și sunt multe, multe alte goodies-uri. Vă arăt imediat pe ce întorc camera. Și da, știu că poate o să ziceți, dar de ce ți-ai luat două la fel? Dar am mai luat și același album, doar că varianta de disc simplă și atât, care este transparentă. Și mi-am luat din două motive. Unul, pentru că mi se pare reprezentativ total varianta asta de transparent cu roz pentru ea și pentru albumul ăsta, și doi, pentru că m-am gândit că nu știu, dacă în timp o să ascult mai mult, probabil să nu se distrugă discul și oricum am zis să fie acolo de backup, dar abia aștept, pentru că ăla negru, cutia în care există toate cele minunate, are revistă cu ea și artwork și tot felul de lucruri. Dumnezeule mare, sunt exact ca un copil de 5 ani. Vreau să fac unboxing la treaba asta și să vă arăt, pentru că mi se pare extraordinar. Deci nu știu dacă am printre abonații mei sau printre oamenii care se uită la mine pasionați de viniluri și de discuri și de forma asta a muzicii, însă I love it. Întorc și facem unboxing-ul live. Până să fac unboxing-ul direct, v-am întors ca să vedeți și cum arată. Uite, ăsta este cel transparent și are un fel de apsipild pe husa asta, în care scrie albumul, numele albumului, Chromatica, și explică că este al șaselea album al ei. Iar aici sunt side A și side B, în care sunt practic melodiile care se regăsesc în acest album. Discul, după cum vedeți, este transparent și are aici doar o zonă roz. Iar aici sunt un fel de, de fapt nu că sunt un fel, sunt creditele. Explică fiecare melodie, de cine a fost produsă, cine a scris versurile și așa mai departe. Doamne Dumnezeule! And this pretty one, este tot la fel, are același apsipilt, ca să-i spun așa, ca cel transparent, doar că este pe negru. La fel, explică cine, cum și în ce fel. Și uitați! Trifold, pentru că practic se deschide, e un singur disc, dar se deschide în trei părți cartonul și spune că include viniluri, 28 de pagini de LP book și Collectible Zine, este o revistă de colecție și artwork și imagini cu Gaga, care nu au mai apărut până acum, probabil making of pentru album și așa mai departe. Abia aștept. We'll be right back.
Wow, ne vedem de afară de data asta. După ce am făcut acolo 1000 de crize și 1000 de lipse de focus. Gata. Hai că trebuie să mă opresc pentru că aparent mergeam mai repede decât putea camera să focalizeze. Da, mergem acum către Park Lake ca să văd locul în care urmează să pozez evenimentul de mâine. Vă spuneam eu, apropo de evenimente și de chestii de genul ăsta, că nu fac nu botezuri cu nonii, fac lansări de magazine. În momentul ăsta nu pot să vă zic ce se întâmplă. O să vorbesc cu cea care organizează evenimentul și să o întreb dacă pot să filmez un picuț mâine, adică sau mă rog să-i dau Paul să mă filmeze mâine în timp ce lucrez, ca să vedeți cam ce fac eu la o chestie de genul ăsta, în cazul în care se poate. Dacă nu se poate, povestim. Povestim. Ocolea frunze. Da, în alt ordine de idei, cum poate să fie vinilurile alea, Doamne? Și revista aia cu ea, Dumnezeule Mare, v-am zis că este așa foarte inspirație, foarte inspirațională pentru mine și gâfâi pentru că alerg în momentul ăsta aproape sau alergăm. Cert este că mi s-au părut foarte faine și abia aștept să am și la ce să le ascult, pentru că în momentul ăsta nu există un pick-up. Așa că în momentul în care va fi, sau în fine avem, dar nu e neapărat funcțional. În momentul în care vom avea unul, o să avem și la ce să le ascultăm. Doar că m-am grăbit cumva să am varianta aceea de tri-fold sau tri-fold sau cum se citește. Tocmai în ideea că era limited edition și era prea trist să ratez revista cu Stephanie. Anyway, pornim, cum ziceam, la drum. Bate vântul frunzele, a început așa un mic vișgălău și ne auzim mai încolo. Am ajuns acasă și ați văzut că v-am filmat, ultimele secvențe au fost din magazin, de la Paradis, așa se cheamă magazinul. Ca să vă fac un pic de context, care-i treaba. Este o persoană, o fată cu care am colaborat ani de zile pe partea de foto și acum s-a apucat să organizeze evenimente. Mă rog, acum de vreo 2 ani, nici am înțeles. Și astfel că am participat la procesul de selecție a fotografilor, m-a ales pe mine pentru eveniment și a rămas să ne vedem să funcționeze. Practic așa funcționează, ori te recomand direct cineva și te ia direct, ori există o selecție între mai mulți și cine rămâne ia contractul și se apucă de treabă. Pentru că e prima dată când colaborez cu ea pe partea de evenimente, a fost ok și am stabilit de comun acord și cu ea, mândin un pic, să facem un fel de vizită, să ajung întâi astăzi acolo, pentru că m-a interesat foarte tare să văd ce se întâmplă, cum arată magazinul, câtă lumină am, unde o să fie lucrurile. În general nu merg, cred că aproape 100% din cazuri n-am fost înainte să văd locul, pentru că era altfel organizarea, să spun așa, dar într-un fel mi-a părut bine, pentru că fiind prima dată când colaboram cu ea, fiind prima dată când se deschidea în mall, în mall mai ales este tricky cu pozatul, cu filmatul, cu toate cele, pentru că, mă rog, e acum o aprobare evident, dar e super tricky pentru că nu știi cum e lumina, dacă sunt prea multe spoturi, geamurile luminează sau nu luminează, tot felul de spoturi de deasupra și așa mai departe. Așa că am făcut treaba asta și am fost până acolo să văd ce, cum și în ce fel. All in all, din punctul meu de vedere, a fost ok, nu există nicio problemă. Ați văzut că v-am filmat și vouă, pentru că magazinul este art deco, așa, are un stil în ăsta art deco.
prin arhitectură și prin decorurile pe care le au în interior, am înțeles că au produse într-o gamă de preț între 30 de lei și 30.000 de lei, deci există și produse cu diamante, bijuterii de tot felul și așa mai departe, aur, argint și alte metale prețioase. Așa că mâine va fi, de fapt, magazinul este deschis deja de vreo 2 săptămâni, dar mâine va fi deschiderea oficială cu influenceri, cu presă, cu oameni și așa mai departe. Cam asta este. Iar motivul pentru care am deschis vlogul ăsta, în afara faptului că am vrut să vă arăt cromatica și discurile, vinilurile cu cromatica, am vrut să vedeți și cum se desfășoară un eveniment de genul atunci când merg să-l fotografiez. Poate m-ați auzit prin clipuri vorbind despre faptul că fac evenimente, v-am zis, termenul ăsta de evenimente poate avea mai multe înțelesuri, poate fi legat de nunți, botezuri, cumetrii, poate fi legat de partea asta de evenimente de lansare și de brand și așa mai departe, în cazul meu e varianta a doua. Deci mi-a venit ideea să întreb, am cerut voie să fac vlog de acolo, mi s-a spus că nu e nicio problemă, am filmat un pic să vă arăt și vouă magazinul pentru că era gol, am profitat de faptul că nu erau oameni astăzi acolo și mâine o să mă vedeți în acțiune, cum pozez, cum văd de ale mele și așa mai departe. Așa că asta se va întâmpla mâine, mâine fiind sâmbătă, am contractul ăsta și apoi nu știu cum se va desfășura ziua, probabil că chill. În general, după ce am contracte de genul ăsta, prefer să descarc imediat fotografiile în calculator ca să fiu sigură că nu se întâmplă nimic cu cardul, paranoia, și după aceea următorul lucru e să mă odinesc, pentru că vreau să mă detașez un pic de eveniment, în general trăiesc foarte intens vibe-ul ăla, sunt acolo, o să fiu atentă să nu pierd aia, să nu pierd aia altă, există niște lucruri pe care le pozez la început, o să vedeți că atunci când nu sunt oameni, eu oricum mă duc mai devreme, scopul este să fotografiez magazinul așa cum este aranjat la început, gol, să mă ocup de sponsori, de tot felul de mese cu mâncare dacă există, cu baloane, cu decoruri, toate lucrurile care pot fi modificate mai apoi de cei care vin. Pentru că dacă se mișcă decorul, se mișcă obiectele, se mișcă produsele, nu mai arată țiplă așa cum este inițial, deci trebuie și chestia asta, iar mai apoi mood. Pozele la panou cu persoanele care vin și atmosfera care se află, se desfășoară acolo. Deci cam asta e ordinea lucrurilor, iar mai apoi mă odinesc, mă detașez un pic de eveniment, stau, mă relaxez și cred că o să mă apuc de editat duminică, să vedem în funcție de ce mai apare. Oricum, în contract întotdeauna am las marjă de eroare câteva zile ca să fiu sigură că pot să le termin, să fiu sigură că nu sunt pe grabă, că este totul bine, dar dacă reușesc să le termin în câteva zile, eu sunt mulțumită și all is good. Cam asta e cu treaba asta. Acum e undeva la 8 și ceva. Am de gând să fac o baie, să mă relaxez un picuț după săptămâna asta de treabă. Și o să mâncăm ceva. Să vedem ce mâncăm de seară. Și cam asta este. Sunt foarte fericită cu vinilurile alea și doar că trebuie să mă uit să mai găsesc, să văd dacă mai găsesc un pick-up. Am pus ochii pe ceva, dar să vedem dacă rămâne ăla, dacă rămâne altceva, vedem. Dar aș vrea tare de tot un pick-up pentru că, mi se pare că e foarte, foarte faină treaba asta cu ascultatul la vinil. Sunetul zice-se că ar fi mult mai bun și mai intens decât MP3-ul, decât caseta, decât. Așa că să vedem. Chiar abia aștept să le încerc și mi-a făcut super faină ziua. Momentul ăla în care am deschis efectiv discurile și am văzut revista aia și nu știu, eram așa ca un copil pe vremuri. Cei care sunteți mai mari știți că exista revista Bravo, Ciao, în fine, mai Cool Girl și toate celelalte și e exact senzația aia când căutai artistul de la mijloc să vezi posterul, cam așa ceva am căutat și eu revista aia să o văd și să o răsfoiesc. Super tare. Da, și apropo de Gaga, am mai făcut o comandă acum 2 zile după comanda asta la produsele de cosmetice. Ea are acel House Labs, nu știu dacă știți, dacă nu vă spun eu acum. Este un brand al ei de cosmetice, House Labs, care face cosmetice, ce să vezi. Fond de ten, pudră, am văzut, pensule există, erau rujurile sau în fine glossurile alea care sunt super rezistente și rămân foarte, foarte fine, dar n-am mai prins din alea, erau out of stock absolut toate culorile. Și
Am făcut o comandă de fond de ten pentru că este nou lansat și de pudră. Am vrut ambele produse ca să văd cum se comportă, mai ales că fondul meu de ten e pe terminate și am zis hai să încerc, hai să vedem care e treaba și cum este. Ele fiind un pic cam scumpuțe, adică fondul de ten, să zic că sunt în branșa Dior, Chanel, nu știu, n-ar zice chiar Urban Decay, pentru că Urban Decay cred că erau un pic mai ieftine, cred, zic. 200 și ceva de lei, 250 parcă sau pe acolo fondul de ten și vreo 100 sau nu, ba nu, tot 200 și un pic pudra. Ei se laudă că este bio, că e făcută din ingrediente naturale, că nu conține, nu sunt testate pe animale, nu conțin absolut nicio porcărie prostie care face rău pentru ten. Din contră, ar fi adăugat și soluții, substanțe care să ajute tenul, benefice pentru ten. Rămâne de văzut, așa că asta o să testez într-un clip cu voi. Abia aștept să ajungă și o să facem așa un try-on cu fondul de ten, cu pudra și cam atât de la ea, pentru că atât am luat momentan, dar o să încerc, mă rog, farduri și alte chestii avem de unde, dar vreau să văd cum se comportă, cum se simte pe piele și dacă merită hype-ul, evident. Asta așa ca să vă mai spun că am mai luat ceva de la ea. Astea fiind spuse, pentru că v-am povestit 8 minute aici, o să mă duc să mănânc. Nu știu exact dacă mai povestim în seara asta sau nu, pentru că am treabă, trebuie să fac o baie, să mă relaxez un pic, vreau să stau și eu să mă pregătesc pentru ziua de mâine. Dar în orice caz, dacă nu, ne vedem mâine direct la eveniment. V-am pupat și ne auzim imediat. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Bow. Back on track. M-am întors acasă de vreo, cred că o oră și jumătate. Am apucat și eu să mănânc și m-am liniștit un picuț. Eu sper că v-a plăcut. Nu m-am ocupat eu de partea de filmat, evident. S-a ocupat Paul să mă filmeze la treabă. Eram așa un mic titires pe acolo, pentru că în general genul ăsta de evenimente au nevoie de prezență 100%. Trebuie să fii acolo, să vezi ce se întâmplă, să te agiți. Și să știi exact ce și cum, să prinzi oamenii să facă fotografii cu panoul evenimentului, pentru că acolo de obicei sunt sponsorii și numele magazinului, produsului care este lansat în momentul respectiv. Sunt câțiva pași care sunt mai concreți și mai clari, dar în principiu a fost ok, adică a fost un eveniment pe care îl consider nu nedificil, să zicem, n-ai zice ușor, dar un eveniment clasic, nu a fost nimic ieși din comun sau foarte complicat, așa că aveam cumva control asupra situației pentru că mai avusesem de-a face cu genul ăsta de evenimente de multe, multe ori. Așa că am vrut să vă iau cu mine, să vedeți și partea acolo unde se poate, v-am spus că de multe ori nu sunt lăsată să filmez, dar să vedeți și partea faină. Am cunoscut-o pe Viu, mă rog, am cunoscut mai mulți oameni acolo, dar dintre persoanele publice care sunt mai cunoscute de la noi, a fost Anca Serea, care mi se pare o femeie foarte cu capul pe umeri și cumva ancorată așa în realitate
Și este de asemenea și extraordinar de frumoasă, este de bun simț, este o prezență foarte plăcută. Am cunoscut-o și pe Adelina Pestrițu, unii dintre voi știți probabil din online partea asta de TikTok sau alte lucruri, alții de la televizor. Este și o femeie foarte faină, fiecare practic a fost acolo pe treaba lui și a fost invitat să vadă, să testeze produsele magazinului și așa mai departe. Ca să vă zic așa un picuț care e treaba cu magazinul ăsta, mai zis că este un magazin de bijuterii care a pornit în Republica Moldova prima și prima dată, undeva prin anii 90, n-am reținut exact anul. Iar de acolo au lansat mai multe filiale, să zic așa, mai multe magazine în mai multe orașe, inclusiv în Iași și București. Ăsta cred că este, dacă am înțeles eu bine, al doilea din România. Al doilea care există în România în prezent. Și au făcut lansarea acum 2 săptămâni, este în Park Lake. Dacă aveți curiozitate să vedeți bijuterii sau ceva de genul, ei au bijuterii atât de argint cât și de aur. Există produse pentru bugetele tuturor. Sunt produse atât de 30 de lei, am văzut ceva chiar de 30 de lei. Era o, cred că un pandantiv cu zirconiu, care avea o pietricică de zirconiu, 30 de lei. Găsiți acolo, vedeți, vizitați și vedeți ce vă place. Sunt și produse care sunt mai scumpe, cu pietre prețioase, din aur alb, din aur galben, care au tot felul de diamante albe, negre, în fine, sunt tot felul de pietre, nu mă pricep la partea asta, dar o să vedeți acolo că sunt foarte, foarte multe. Iar evenimentul, așa, all in all, ca impresie, mi s-a părut foarte ok. Mi-a plăcut faptul că, în general, la genul ăsta de evenimente, oamenii vin treptat și asta e o chestie care pentru mine, ca fotograf, contează foarte mult, pentru că dacă vine toată lumea deodată, este foarte, foarte greu să ții cumva controlul și să vezi care intră, care a fost pozat, care n-a fost pozat. Trebuia să fiu atentă și să mă ocup și de partea de mood a evenimentului și să fiu sigură că surprind momentul în care se probează bijuteriile, că practic atunci când vrei niște fotografii de eveniment, vrei să ai toate cele acolo, mai ales fotografii cu persoane publice, că de asta sunt acolo și de asta vin. Da, și cam asta a fost. Sper că vi s-a părut interesant, sper că ați văzut cum e o zi cu mine la muncă atunci când am proiecte de genul ăsta. Cum ziceam, sunt super, super excited că mi-a venit ideea asta și am putut să vă iau cu mine pentru că mi se pare extraordinar de important să vedeți. Adică pe lângă ce vă povestesc eu în clipurile în care stăm jos și vorbim, apropo că am norul în spate și acum, pe lângă asta mi se pare cumva important și, citeam un mesaj, mi se pare cumva important și să reușiți să vedeți cu ochii voștri, pentru că una e să povestești așa, am fost acolo, am făcut aia, am dresat alaltă și alta e să vezi efectiv ce se întâmplă. E ca și cum ați fost poate cu mine acolo. All in all, momentan eu mă pun să îmi descarc tot ce am filmat, pozat, făcut astăzi, pentru că v-am zis că eu am obsesie, imediat ce termin un proiect, un eveniment și așa mai departe, prefer ca tot ceea ce am tras în ziua respectivă să fie safe în calculator. Nu șterg niciun card, nu formatez niciun card până când fotografiile nu sunt trimise, chiar dacă evident am RAW-urile în calculator. Pentru că nu știi ce se întâmplă, crapă hardul, se întâmplă, Doamne ferește, eu mai știu ce. Pentru siguranța mea mentală și fotografică, prefer să fac așa. Deci, asta urmează, copiez fotografiile, mă uit peste ele, eventual bani, că de obicei las să treacă o perioadă, dar acum cumva închep să fac asta și cred că o să joc faca selecția, dar măcar trec așa prin câteva poze, poate postez ceva pe Instagram sau în fine. Ne auzim ceva mai încolo, ca să-mi fac și eu un pic de ordine aici între imagini. Băi, am deschis camera, până acum am meditat, pentru că, v-am zis, eu mă normal nu fac asta după eveniment, astăzi something was in the air, am simțit nevoia pur și simplu să fac chestia asta și aveam chef, eram hyper, așa, simțeam nevoia să mă apuc și să editez ce am făcut, să văd ce s-a întâmplat, am făcut selecția și m-am apucat de poze. În principiu 3 sfeturi din contract e gata, mai am câteva edituri care au nevoie de ceva mai multă atenție, dar în principiu that is it, sunt foarte mulțumită de ce a ieșit, all in all, asta este, ca să fac așa o legătură între ce am discutat ultima oară cu voi și ce e acum. Băi, oameni, m-am pus să mă relaxez și eu un pic. Mi-am deschis YouTube-ul și eu mă uit printre alte persoane pe care le urmăresc pe YouTube. Este și Fire, Silviu Fire. El, mă rog, face mai mult genul ăsta de
clipuri de entertaining, omul face stream pe Twitch, pentru cei care nu-l știți. La primă vedere ai putea spune că sunt numai chestii de-astea de caterincă, pentru că, na, face mișto de diverse TikTok-uri sau de anumite chestii care sunt, mă rog, mai la aroganță, mai la glumă, mai critică un influencer, mai vorbește despre unul despre altul. Dar în mare, mie omul mi-a plăcut foarte tare și m-a câștigat extrem de mult ca urmăritor. Nu mă uit pe Twitch, repet, mă uit pe YouTube la ce postează din stream-ul de pe Twitch. Pentru foarte multe acte caritabile pe care le-a făcut, este super ancorat în toată partea asta de social media și tot ce înseamnă partea de creație, știe ce să facă și cum să facă, chiar dacă nișa lui e de entertaining și nu numai, deși din punctul meu de vedere e o formă de a face educație într-o manieră amuzantă. Deci chiar cred chestia asta. Dar în fine, cum ziceam, mă uitam eu acolo la el. Și cred că e ultimul clip pe care l-a postat despre e o discuție între o fotografă din refugiată din Ucraina care a venit în România și a fost ajutată, din ce înțeleg, de soția lui Flick, domnul Rimă, dacă ați auzit și de el. În fine, ideea este că a fost un scandal vis-a-vis de fotograf între fotografa respectivă și soția respectivului care este cunoscut drept domnul Rimă. În ideea în care nu s-a mai dorit să se facă plata conform a ceea ce trebuia să fie făcut. Fotograful a cerut o sumă, i s-a spus că e prea mult și ca să vă menționez și ce sumă, vorbim despre 100 de euro, deci nu i-a cerut 100 de euro, i-a explicat că pentru botez, fiul ei sau taxa ei, tariful ei este de 100 de euro pe oră. Ceea ce din punctul meu de vedere este un tarif just. Pentru tot ceea ce înseamnă evenimente, sunt și oameni care cer mai mult de atât, dar evident e vorba de cât cer pe oră, plus editare și așa mai departe. Intrăm în zona asta în care fiecare își face prețul cum dorește, dar din nou nu este o sumă mare, iar soția lui Flick i-a spus ceva de genul că nu are suma asta de bani, că pe ea o interesează doar 2 ore, deci 200 de euro îi se pare mult pentru 2 ore și... Nu, mă rog, i s-a făcut un discount și a zis ok, hai 150 de euro pentru 2 ore. Alea 2 ore n-au fost 2 ore, în general, atunci când, dacă sunteți din branșă, o să mă înțelegeți, dacă nu sunteți din branșă, încercați să vă gândiți logic la faptul că nu are cum să dureze 2 ore, niciodată în viețișoara asta, nu se poate, sau în fine, nu că nu are cum să dureze 2 ore, o ședință foto când o bați cu ei și spui că va dura 2 ore, niciodată în viețișoara aia nu va dura 2 ore. A, că lași tu de la tine jumătate de oră în plus în minus, cum de altfel am mai și spus că fac și eu chestia asta în... pentru contracte, pentru persoane, anumite persoane și așa mai departe. A, că lași de la tine, că nu stai acum cu cronometru, că nu mai îmi venea. Nu stai cu cronometru să stai să vezi, a, sunt 10 minute, sunt 5 minute peste, îți vezi de ale tale până la urmă. Dar dacă se sare calul, se depășește o oră, 2, 7, 10, normal este să se achite în plus. Chestia asta e o chestie care cred că în România nu se înțelege. Și nu se înțelege absolut deloc, pentru că fotografia în România încă e privită ca o glumă. Cred că în trecut sau, nu știu, în anii 60, 50, 40, pe acolo, poate era privită ca o treabă serioasă, pentru că nu putea oricine să facă poze. În schimb, de când au apărut aparatele și mai ales DSLR-urile și telefoanele care au camere și așa mai departe, fotografii sunt priviți fix ca niște apăsători de buton. Și chestia asta m-a lovit de-a lungul vieții mele ca fotograf, de o grămadă de ore, că până ce faci? Apeși un buton, îmi dai pozele, gata, hai, trimite-mi-le. Asta odată. Ce vreau să vă spun prin asta? Uitați-vă, vă rog, la clipul lui Fire, mai ales dacă sunteți fotografi. Dacă nu sunteți fotografi, even better, uitați-vă iarăși, pentru că mi se pare că explică cum n-aș fi putut eu să explic never ever. Despre faptul că nu este fotografia despre asta, că este o meserie ca oricare alta. Că nu se pune accentul absolut deloc pe nimic din ce ține de partea asta mai artistică. Întotdeauna oamenii au impresia că nu merită bani sau că ar trebui să fie gratis. Explică de ce nu ar trebui să luați bartere. Am avut un clip și am un clip pe canal în care v-am spus de ce cred eu că nu e bine să luați barter și să nu mai luați barter. Pentru că pur și simplu chestiile astea nu fac altceva decât să vă taie, cum zice și el, craca de sub picior. Sub pretextul că vi se face reclamă, sub pretextul că primiți eu mai știu ce alte chestii, atâta vreme cât n-aveți nevoie de produsul ăla, atâta vreme cât barterul ăla nu e super convenabil pentru voi și nu vă poate ridica chiar pe bune, sau, nu știu, vă place voi extrem de mult, habar n-am, nu mai luați bartere. Sau dacă chiar le luați, luați unul.
Exact cum zice și el, nu luați 5, nu luați 10, nu faceți un obicei din chestia asta. A, ești la început, ok, lucrează o vreme până să faci cât de cât mâna pe barter, după care începi să ceri bani, mai puțin, evident, că n-ai cum să ceri ca Richard Avedon bani dacă tu ai, ești în branșă de o lună sau de un an. Dar pe de altă parte, chestia asta este, ar trebui să se schimbe, pentru că din păcate se strică piața, din păcate chiar vorbeam cu o cunoștință pe Facebook care îmi scrisese, nu mai știu despre ce era vorba, despre poze, despre tot o chestie de asta. Și am avut o discuție în privat acum vreo lună, o lună și ceva, în care practic omul încerca să-mi explice, el fiind fotograf și având echipament și făcând treaba asta, adică nu este dintre cei mai slabi, e ok. Și îmi încerca să-mi explice faptul că, păi da, da, știi că, uite, cu tăreasca îmi cere și rourile, cu tăreasca mă pune să facă ea selecția, cu tăreasca... Deci, practic, el era un fel de, nu știu cum să spun, pion acolo. Se făcea ce dorea respectiva care era fotografiată sau, mă rog, revin, nu înseamnă că nu trebuie să vorbești cu omul pe care îl pozezi, să stabiliți de comun acord, dacă omul chiar vrea să participe la selecție, nu e nicio problemă, dar de la a participa la selecție și a o face împreună ca să vadă și până la a face el selecția, deși sinceră să fiu, până acum ceva ani, nu eram de acord cu chestia asta, pentru că indiferent cât de bun ai fi pe zona asta, tu ca om de sine stătător fără studii în domeniu, oricât de ochi bun ai avea sau de inspirație, nu ai cum să știi niște lucruri și nu ți iese poate așa cum ar trebui să-ți iasă. Și n-ai cum să alegi tu versus un fotograf care face asta de ani și ani de zile. Asta e altă discuție. În fine, ceea ce vreau să spun este, uitați-vă la clipul ăla. Deci credeți-mă pe cuvânt, dacă sunteți fotografi, o să vă ungă pe suflet și mi se pare că e... Chiar ar trebui să fie un mare strigăt chestia asta și să se înțeleagă odată pentru totdeauna că indiferent ce job ai, că lucrezi ca fotograf, că lucrezi ca instalator, că lucrezi ca, nu știu, zidar, whatever, trebuie să fii plătit pentru munca ta. Pentru că dacă efectiv se traduce chestia asta într-o altă meserie, dacă să zicem că discutăm despre munca la birou și dacă tu lucrezi 8 ore pe zi, da, ești angajat cu normă întreagă, lucrezi 8 ore sau în fine 9 cu tot cu pauza de masă, dacă faci chestia asta și șeful îți spune, auzi, mai rămâi 2 ore, că na, oricum ești plătit pe luna respectivă, mai stai și tu 2 ore în plus, îți convine? Dacă în zilele de sărbătoare, și eu pot să vă spun asta pentru că am lucrat în zilele de sărbătoare și am fost plătită de 2 ore, adică dublu pentru ziua respectivă, dacă în zilele de sărbătoare ați, și nu ca fotograf, ca să nu se înțeleagă greșit, la birou, muncă de birou, în zilele de sărbătoare sau în zilele libere, naționale sau eu mai știu cum, ați fi obligați de către șefii voștri să lucrați fără să vi se dea bani, ați mai fi de acord? Gândiți-vă că astea sunt, sau, nu știu, orice alt context în care vi s-ar impune să nu fiți plătiți, deși voi lucrați, munciți pentru chestia asta. Dacă v-ar cere șefii voștri să vă duceți în delegație, să spunem, și să zicem că delegația aia însemna, nu știu, de aici până la satul mare, că trebuie acolo să, habar n-am, faceți ceva în birourile de acolo, dar pe banii voștri. Adică voi vă cazați, voi plătiți trenul sau benzina, voi faceți toate lucrurile astea. Vi se mai pare normal sau vi se pare normal să vi se plătească drumul? Că până la urmă nu tu te-ai trezit de zănatic să te duci la satul mare, ci ai fost contractat, chemat cu munca acolo. Fix așa se întâmplă și în cazul unui fotograf. Dacă voi chemați un fotograf oriunde, chiar și în București, în capătul ăla al Bucureștiului, trebuie să-i plătiți transportul. Sau în fine, să și-l includă în tarif dacă știe să facă asta. Dar este normal să se întâmple așa, deci nu înțeleg de ce există această, nici nu știu cum să-i spun, mentalitate că dacă ești pozar sau fotograf sau faci videouri sau orice chestie care se duce mai spre zona mai artistică, a, nu, îți oferim expunere, e ok, e suficient, o să prinzi tu contracte. V-am zis, am spus, cred că în clipul ăla, nu o să prindeți contracte din bartere, n-am prins în viața vieților mele din chestia asta nimic. În general, contractele care mi-au venit au fost pe recomandări, au fost pe faptul că am băgat eu ca lumea în social media și am postat și am publicat și am apărut pe YouTube și am lucrat cu diverse persoane pe bani. Nu mi-au venit din bartere niciodată. Deci nu încerca să faceți, sau vine, poate îți vine, dar îți vine super, super rar. Nu încerca să faceți chestia asta a la lung pentru că vă faceți rău vouă și celor care vin după voi sau care sunt deja în piață. Pentru că, evident, vorbim de mai multe niveluri ale jobului ăsta, ca, bineînțeles, ca în orice alt job. Și încă o chestie, de ce vă recomand să vă uitați la clipul ăsta iarăși, este pentru că o să vedeți acolo faptul că
Omul explică, el a lucrat în domeniu care avea nevoie de fotograf, nu știu, în publicație sau pe acolo oricum. Mă tot uit că aștept un mesaj și de asta mă uit la telefon. Și a explicat care e mentalitatea agențiilor, care e mentalitatea firmelor în general. Și credeți-mă că nu este una foarte roz. Este o mentalitate toxică, o mentalitate care spune, las că ai proastă sau l-ai prost, oricum vine pe moca, ai spune noi că facem expunere, punem pe Instagram sau pe Facebook sau într-o revistă, eventual dacă ai baftă să apare într-o revistă, and that's it. Nu. Nu. Nu faceți asta pentru că este cea mai toxică chestie care se poate întâmpla. Iar treaba aia dacă vi se spune că, a, păi e coadă de fotograf care așteaptă să pozeze. Lasă-i pe ei să se ducă și să pozeze. Dacă vrei să-ți faci tu proiectul tău, măcar fă-ți-l așa cum vrei, cu oamenii pe care îi vrei și cu lucrurile pe care le vrei. Repet, dacă shooting-ul ăla chiar îți aduce plus valoare atât de mult încât să crezi tu că merită să-ți sacrifici o zi din viața ta, ia-l. Dacă nu, gândește-te de două ori. Și înainte să închei, eu să mai spun un lucru. Țineți cont de faptul că fotograful, mai ales dacă nu discutăm de publicațiile mari, acolo unde există fotograf și editor, fotograful este cel care, și sincer, eu cumva mă simt confortabil în postura asta pentru că nu aș vedea altă persoană editându-mi pozele, dar fotograful în 99% din cazuri sau nu știu, 90% din cazuri este cel care face și editarea. Munca reală nu se termină sau aia grea nu începe și nu se termină la locul faptei, la locul ședinței foto, nu. Tu trebuie să ai un concept în cap, trebuie să știi cum vrei să iasă pozele, trebuie să știi exact care e lumina pe care vrei să o scoți din imaginile alea, să știi ce fel de lucruri vrei să faci acolo, ce vibe să dai, care sunt lucrurile pe care tu vrei să le adaugi cumva. Și crede-mă că ăsta e momentul în care te apuci efectiv de muncă. Când te uiți la poze, faci selecția, de multe ori faci mai multe selecții dacă sunt mai multe fotografii, îți alegi numărul respectiv, te apuci și editezi, lucrezi. Alea sunt ore de muncă, sunt ore de muncă în Photoshop, ore de învățat, de exersat ca să-ți iasă lucrurile așa cum îți ies. Long story short, eu mă tot la clip că n-am apucat să-l termin, că sunt curioasă, îmi se încheie povestea. Vi le recomand din suflet. Eu postez clipul ăsta mâine, azi fiind sâmbătă, deci chiar cred că e o idee bună să vă uitați. Silvio Fire, chiar dacă nu vă place, nu știu, ce face neapărat sau în fine, nu sunteți pe zona aia, nu e genul vostru de entertaining și așa mai departe, entertainment, nu entertaining, de entertainment, de distracție, de conținut pe YouTube, credeți-mă că merită clipul ăla. Deci este perfecțiune. Mă întorc la clip, ne auzim mai încolo sau mâine. Pa, pa. Neaț. Uitați un Angry Bird acolo, total random. M-am trezit de, nu știu, să zic o oră maxim. Și am întind nou ca să vorbesc cu voi. Am dormit astăzi destul de mult și mă bucur că s-a întâmplat așa pentru că nu eram neapărat foarte obosită ieri, doar că mergând dimineață sau în fine trebuind să fiu pe la 12 acolo, a trebuit să mă trezesc dimineață ca să pot să pregătesc tot, să mă îmbrac și eu, să îmi calc hainele, să... Ce-am mai făcut? Mi-am făcut geanta, în fine, toate chestiile, să mă asigur că sunt toate obiectivele, cardurile, toate cele acolo, așa că asta a fost treaba. Și... Azi fiind duminică și fiind și ziua în care o să postez vlogul ăsta, nu o să mă lungesc foarte tare cu el pentru că nu cred că o să mai facem nimic extra wow. Mă duc la bucătărie să văd ce fac Kiwi și Dot, să vi le arăt și vouă, că nu vi l-am mai arătat probabil de mult. Și poate vă întrebați ce mai fac. Revin. Neața, ce faci? Dot? Tu ce aștepți de acolo? De ce te linși pe bot? De asta te linși pe bot? Ce este această bacon cauză de infarct? Și cu, da, cașcaval. Mm-hmm. Ai trag de cameră, mă? De ce fugi? Tuc, 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 tuc. Evident, jucării pentru două și șosete pentru Kiwi. Ce faci? Bă, vină încoa, hai sus. Hai, aici. Nu vrei să fii filmată? Nu? Ești o divă mică? Da? Ți-i curăț fățul ăsta pe tine, mă, la prima oră? Ți-i curăț fățul ăsta pe tine, mă, la prima oră? Ia. Poate
țipe fură tot. Am plecat la Cora. Când ne-am dat noi seama că de vreo săptămână sau două ne tot căcăim, ca să zic așa, ca să luăm sare, că nu mai avem sare. Și ce ne mai lipsește? De usual, apă. Pâine, apă, de-astea, da, adică nu, nu să fie ceva super complicat sau complex. Dar ideea e că trebuie să facem și chestiile astea. Și deși e așa un vânt din ăsta destul de ciudățel, se rupom și astea. Sperăm că nu ne vom trezi cu un copac în freză. Am plecat să colindăm și mâncare să luăm, pe principiul ăla. Așa că ne vedem din Cora, să vedem ce mai vedem găsim pe acolo. De câte ori vin pe aici, mă duc și la așa zisele chilipiruri. Poate găsești ceva interesant, ce s-a stea. Dublu adeziv. De aia de desfăcut sticle? Hob. Glasgow ceva, ceramic hob scraper. Scraper? Ia uite, elastic. Arici, de fapt. Bine, ăsta e util pentru pantofi sau alte chestii. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Repede până nu moare bateria cum a murit la Cora. O să fac încheierea vlogului aici, cum altfel decât cu mâncare în față. Ați văzut că am luat de la cumpărături niște ciuperci, așa că le-am făcut pentru astăzi la cuptor, sau mă rog, urmează să le facem. Iar aici avem dobleacul pe care l-am luat ras și gata de transformat în plăcintă. Și astea erau lucrurile pe care vi le-am arătat mai devreme, doar că în variantă finită sau aproape finită în cazul dobleacului. Ciupercuțele clasice pe care vi le tot arăt pe YouTube, pentru că mie îmi plac, sau nouă, ne plac foarte tare ciupercile umplute. Iar aici avem compoziția pentru și trebuie lăsată la răcit acum și apoi făcută plăcinta efectiv. Cu aceste mâncăruri pe fundal, că în curând cred că să închid și cota ca să mă auziți cum trebuie, cred că în curând o să fac rețete, voi fac concurență Jamilei. Vă las, ne auzim într-un clip viitor și sper că vi s-a părut interesant vlogul ăsta în care am avut și unboxing-uri, am fost și la evenimente. Chiar o să-mi lăsați în comentarii să-mi spuneți ce părere aveți de shooting și cum vi s-a părut faptul că v-am luat, dacă mai vreți să mai vedeți chestii de genul ăsta. V-am pupat, să aveți un weekend fain și o săptămână faină și ne auzim într-un clip viitor. Pa, pa!